Tatăl unui copil a ucis un pedofil cu o pereche de coarne de elan. Bărbatul credea că individul condamnat pentru agresarea unei fetițe s-ar fi atins și de copilul lui și a decis să-și facă singur dreptate. Levi a intrat într-o secție de poliție cu hainele pline de sânge și a povestit cum și-a ucis vecinul. Tânărul în vârstă de 27 de ani ar fi căzut în genunchi înainte de a recunoaște că l-a lovit pe un bărbat în vârstă de 77 de ani, o lopată și apoi cu coarnele unui elan de panoplie, iar victima a murit din cauza rănilor, arată publicația. Daily Star. Bărbatul ucis cu coarnele de elan fusese condamnat pentru molestarea unei fetițe de șase ani în 1979 și ar fi avut multe conflicte de-a lungul timpului cu vecinul său. Un martor care a auzit ipete a sunat la 911 după ce a văzut că cineva a lovit o mașină pe alea lui și a intrat în casa acestuia, au comunicat reprezentanții poliției. Când echipele de intervenție au ajuns la fața locului, bărbatul de 77 de ani era deja mort, a declarat șeriful din comite. Levi a ajuns vineri în fața instanței acuzat de crima de gradul 2, iar judecătorul a fixat o cauțiune de un milion de dolari pe care nu a plătit-o, astfel încât a fost încarcerat urmând să revină în fața judecătorilor pe 10 aprilie. Șeriful comitatului Cook a declarat pentru Fox News că această crimă brutală a fost destul de șocantă pentru mica comunitate, care are o populație de aproximativ 1340 de locuitori, relatează știrile protv.ro.